Knarik își întâmpina regulat vecina Anahit dimineața în drum spre serviciu. Se opreau adesea să vorbească, iar prietenia lor a crescut. Într-o zi, vecina mi-a spus că se deschide o nouă cafenea. Era o cafenea vegană, numită Dr. Veggie. M-a interesat pentru că îmi place să trăiesc un stil de viață sănătos. Lucrez la o bancă apropiată de cafenea, așa că în fiecare zi luam prânzul acolo. Această cafenea din centrul Erevanului a fost condusă de adventiști ca centru urban de influență. Narik știa că vecinul ei era adventist de ziua a șaptea, dar nu înțelegea cu adevărat ce înseamnă asta. Narik credea în Isus, dar nu avea niciun interes să meargă la vreo biserică. Îmi amintesc clar prima dată când am fost acolo. Era ceva bun în interiorul acestor oameni. O pace spirituală și o liniște pe care nu le-am întâlnit niciodată la altcineva. Narik a început să participe la diferite activități oferite de centru. Una dintre ele a fost o seară despre subiecte biblice. După prima seară și-a dat seama că erau foarte multe lucruri pe care nu le înțelegea despre Biblie. Așa că a început să citească mai mult. Narik a decis că cel mai bine ar fi să viziteze Biserica Adventistă pentru a primi răspuns la unele dintre întrebări. După ce am fost la biserică timp de aproximativ un an, am fost invitată într-o tabără despre sănătate. Am decis să mă botez acolo și a fost cea mai fericită zi din viața mea. Narik este atât de recunoscătoare pentru vecina ei Anahit și pentru oamenii din cafeneaua Dr. Veggie. Centrele urbane de influență, cum ar fi Dr. Veggie, pot fi o punte crucială între Biserica Adventistă și comunitate. Erevan este cel mai mare oraș și capitala Armeniei, cu peste 1 milion de locuitori. O treime din populația țării locuiește aici. Pe măsură ce orașe precum Erevan devin din ce în ce mai mult o provocare misionară, adventiștii au ocazia să creeze conexiuni semnificative cu cei din jur. Din păcate, este costisitor să faci misiune în orașe. Cafeneaua Dr. Veggie a fost nevoită să-și închidă brusc ușile din cauza costului ridicat al chiriei. Această pierdere este resimțită de adventiștii care o conduc, dar cu atât mai mult de membrii comunității care au găsit că este un spațiu distractiv și sigur pentru a-și petrece timpul. Dr. Veggie are ocazia să se redeschidă, dar au nevoie de ajutorul tău. În acest trimestru, o parte din darurile sabatului al 13-lea va ajuta la redeschiderea cafenelei Dr. Veggie, într-o clădire nouă, îmbunătățită. Acest lucru le va oferi posibilitatea de a deține spațiul și de a oferi stabilitate, astfel încât să se poată concentra pe construirea de relații, cum ar fi cea cu Knarik. Rugați-vă pentru adventiștii din Erevan care au pasiune pentru misiune. Vă mulțumim pentru susținerea darurilor din sabatul al 13-lea.